Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Ultimul judecător. Text de memorat. Isaia, capitolul 55, cu versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Tragedie. Chivotul lui Dumnezeu este capturat. Din cauza că poporul lui Dumnezeu continuă să aleagă să fie de partea satanei, precum celelalte popoare, el nu-l putea binecuvânta. Acum se întâmplau lucrurile îngrozitoare despre care Domnul îi avertizase cu credincioșie. Chivotul sfânt fusese capturat de filisteni și mii de soldați israeliți fuseseră uciși. Chivotul era în centrul serviciilor de la sanctuar. Acolo, israeliții erau învățați despre planul măreț al lui Dumnezeu de salvare a păcătoșilor. În chivot se găsea legea perfectă a lui Dumnezeu, care a fost scrisă cu propria lui mână. Deasupra legii se afla capacul ispășirii pe care marele preot îl stropea cu sânge în ziua ispășirii. Sângele acela reprezenta sângele lui Iisus, pe care el l-a vărsat ca plată pentru păcatele noastre. Datorită vieții lui de supunere, precum și a faptului că a murit în locul nostru, Dumnezeu ne poate ierta și ne poate salva de păcat. Toate ceremoniile de la cortul întâlnirii ne învață despre metodele lui Dumnezeu de a ne salva. Însă pentru israeliți, această lecție își pierduse acum sensul, deoarece chivotul cu legea lui Dumnezeu și capacul ispășirii fuseseră luate. Ce s-a întâmplat cu aceasta după ce l-au capturat filistenii? Haideți să vedem ce scrie în 1 Samuel, capitolul 5, cu versetul 1. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Astot. Filistenii credeau despre chivot că este Dumnezeul Israelului, așa cum Dagon era Dumnezeul lor. Probabil au crezut că dacă vor avea și chivotul pe lângă Dagon, poporul lor va fi mai puternic ca oricând. Ce au descoperit ei după prima noapte a chivotului în templul lor? Versetul 3. A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus înapoi la locul lui. Preoții filistenilor erau șocați. Cu respect l-au pus pe Dagon înapoi la locul lui. Însă, în dimineața următoare, ceea ce au descoperit era chiar mai rău decât în dimineața de dinainte. Și a doua zi, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ, înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. Dumnezeu le dovedea filistenilor că idolul lor nu era decât un chip neputincios, dar cu cât le dădea mai multe dovezi, cu atât erau mai hotărâți să-și venereze proprii zei, în loc să învețe despre singurul Dumnezeu adevărat. Însă Dumnezeu nu a renunțat. El le-a dat și mai multe dovezi ale puterii lui, lovindu-i cu bube pe ascultătorii din Astod. Unde au trimis aceștia chivotul când au decis că problemele lor erau din cauza lui? Și-au trimis și au adunat la ei pe toți domnitorii filistenilor și au zis: ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Domnitorii au răspuns: să se ducă la Gat, chivotul Dumnezeului lui Israel, și au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel. Aplicație. Voia Dumnezeu ca filistenii să știe că zeii lor nu aveau nicio putere? Voia ca ei să înțeleagă că El este singurul Dumnezeu adevărat? Dezastrul. După ce chivotul lui Dumnezeu a fost dus în cetatea Asdod, mulți s-au îmbolnăvit de bube dureroase. Domnitorii filisteni l-au trimis atunci la Gat, o altă cetate importantă a lor. Însă când asupra oamenilor de acolo s-au abătut necazuri și mai mari, chivotul a fost trimis în cetatea Ecron. Când filistenii din Ecron au văzut că sosește chivotul, s-au îngrozit. În curând s-au îmbolnăvit și ei și mai mulți și au și murit. Așa că au dus chivotul
pe un câmp deschis. Mai apoi, șoarecii le-au distrus holdele și grânele din depozite. Chiar dacă filistenii nu-și puteau explica puterea misterioasă a chivotului, ei tot îl respectau. Se gândeau la aceasta ca la un idol, cum era zeul lor, Dagon. A trebuit să mai treacă încă 7 luni de suferință, timp în care au murit o mulțime de oameni, pentru a înțelege că, indiferent unde l-ar fi dus, chivotul avea să aducă nenorociri asupra lor. Așa că și-au implorat domnitorii să trimită chivotul înapoi în Israel. Domnitorii filistenilor, împreună cu preoții și ghicitorilor, s-au întrebat ce să facă. Unii credeau că, trimițând chivotul înapoi la poporul Israel, vor recunoaște că Dumnezeul lui Israel era mai puternic decât zeul Dagon. Însă preoții i-au avertizat să nu-și împrietească inima ca faraon, a cărei țară a fost distrusă, deoarece a refuzat să cedeze în fața Dumnezeului lui Israel. Preoții și ghicitorii au sugerat o modalitate prin care să-și dea seama dacă necazurile se întâmplaseră de la sine sau din cauza că Dumnezeul care aparținea israeliților se afla în posesia lor. Mai mult, au pregătit chiar și un dar scump ca să-l trimită împreună cu chivotul, în cazul în care urma să fie returnat lui Israel. Aplicație. Cu câte răbdare a încercat Dumnezeul iubirii să-i convingă pe filisteni că El este singurul Dumnezeu adevărat. El a lucrat cu mână puternică, deoarece voia ca ei să înțeleagă, să-i vadă măreția și să aleagă să-i servească. Întoarcerea chivotului. Filistenii încercau să afle dacă necazurile lor se întâmplaseră de la sine sau dacă erau pedepsiți pentru că luaseră și păstraseră chivotul care nu le aparținea. Mai întâi au făcut un car nou în care au așezat cu grijă chivotul lui Dumnezeu. Într-o ladă lângă chivot au pus 5 chipuri de aur făcute după umflăturile bubelor lor, care fuseseră atât de dureroase pentru mulți dintre ei, și 5 șoareci de aur după chipul celor care le distruseseră holdele și grânele din depozite. Faptul că au fost câte 5 figuri era o dovadă că cei 5 domnitori ai filistenilor cooperau ca să trimită chivotul înapoi. La carul cel nou au înhămat 2 vaci care încă nu-și înțărcaseră viței și care nu trăsăseră la jug. Au separat viței de mamele lor și le-au urmărit cu privirea. Reușeau vacile să-și lase viței în urmă? Și dacă aveau să facă asta, în ce direcție urmau să tragă carul fără căruțaș? Orice fermier știe că vacile trebuie să fie învățate să tragă un car și că nu vor să fie separate de viței lor. Dacă vacile se întorceau după viței, filistenii știau că necazurile lor se întâmplaseră de la sine. Dar dacă vacile se îndreptau spre cetatea israelită Bet-Shemesh, atunci știau că necazurile se abătuseră asupra lor din cauza că furaseră chivotul. Vacile au mugit după viței lor, dar s-au îndepărtat de aceștia și s-au îndreptat spre Israel. Ce făceau locuitorii din Bet-Shemesh când au văzut vacile trăgând carul spre ei? 1 Samuel, capitolul 6, cu versetele 12 și 13. Vacile au apucat drept pe drum spre Bet-Shemesh. Au ținut mereu același drum, mugind, și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet-Shemeshului. Locuitorii din Bet-Shemesh se cerau grânele în vală. Au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Ce bucurie se întorcea chivotul! Îngerii îl protejaseră cât timp se aflase în mâinile filistenilor și au ghidat vacile care l-au adus înapoi la poporul Israel. Domnitorii filisteni au urmărit carul cu privirea până la hotarul cetății Bet-Shemesh. Pe drum spre Ecron s-au convins că Dumnezeul lui Israel trimițese necazurile peste ei. Acestea nu se întâmplaseră de la sine. Aplicație. Cât de trist este că filistenii, deși se convinseseră că Dumnezeul lui Israel era adevăratul Dumnezeu, nu s-au hotărât să se închine lui. O lecție tristă. Vacile care au transportat chivotul s-au oprit lângă o piatră mare, la Bet-Shemesh, iar leviții l-au luat din car și l-au așezat pe o piatră. Ce-au făcut ei apoi cu carul și cu vacile?
1 Samuel 6 cu versetul 14. Leviții au pogorât chivotul Domnului și lada de lângă el, în care se aflau toate lucrurile de aur, și l-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Betșemeș au adus Domnului în ziua aceea arder de tot și jertfe. Israeliții știau că acesta era un obiect sfânt. Când fusese mutat dintr-un loc în altul, în timpul călătoriilor lor, acesta fusese acoperit cu grijă. Nici măcar preoții nu îndrăzniseră să-l privească. Chiar și marele preot îl vedea doar într-o singură zi din an. Acest lucru se întâmpla în ziua ispășirii, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Acum însă, unii oameni ajunseseră superstițioși. În timp ce chivotul a rămas în câmp deschis, oamenii au devenit tot mai curioși. În cele din urmă, pierzându-și respectul, l-au deschis și s-au uitat înăuntru. Dumnezeu i-a făcut pe locuitorii din Betșemeș să-și dea seama că făcuseră un lucru teribil. Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. A lovit 50.000, 70 de oameni din popor și poporul a plâns, pentru că Domnul îi lovise cu o mare urgie. După urgie, le-a dispărut orice curiozitate. Poporul ar fi trebuit să-și mărturisească păcatele și să se pocăiască cu adevărat, dar în loc de asta, ei au devenit mai superstițioși și mai înfricoșați de chivot. Nimeni din Betșemeș nu mai voia acum să-și asume paza chivotului, așa că le-au cerut oamenilor din cetatea Kiriat Yarim, aflată în apropiere, să ia chivotul la ei. Locuitorii acelei cetăți au luat chivotul și l-au dus în casa lui Abinadab, un levit, și a fiului său Eleazar. Aceștia erau oameni credincioși și au păzit de bunăvoie chivotul. Chiar dacă unii israeliți pretindeau că îl slujeau lui Dumnezeu, probabil că cei mai mulți dintre ei i-au întors spatele și se închinau la idoli. În următorii 20 de ani, aceștia și-au urmat căile lor păcătoase și au suferit din cauza filistenilor. În cele din urmă, după cei 20 de ani, casa lui Israel a plâns după Domnul. Aplicație. Îi poate binecuvânta Dumnezeu pe cei care în mod conștient sunt nerespectuoși și nesupuși? Trezirea. Înapoi la Dumnezeu. Israeliții sufereau din cauza felului nemilos în care îi tratau filistenii. În acest timp, Samuel a rămas credincios, mergând dintr-un loc în altul și încercând să convingă poporul să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu. În cele din urmă, văzând cât de lipsită de sens era închinarea la idoli, israeliții au postit și s-au rugat, iar Duhul Sfânt a vorbit inimilor lor. Aceștia și-au mărturisit păcatele, au îndepărtat dumnezeii falși și s-au întors la Dumnezeu. Samuel le-a cerut conducătorilor seminților să adune oamenii și să se întâlnească la Mițpa. Aceștia au venit și a avut loc o adevărată trezire. După aceea, pentru a arăta că vor să se supună lui Dumnezeu, conducătorii poporului i-au cerut lui Samuel să fie judecător, iar el a acceptat. Când filistenii au aflat de adunarea de la Mițpa, erau convinși că israeliții plănuiau să-i atace pentru a-și câștiga libertatea, așa că armata filistenilor a ieșit la luptă. Ce au simțit israeliții când și-au dat seama ce intenționau filistenii? Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: "Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor." Samuel s-a rugat, iar Dumnezeu i-a răspuns așa cum doar el o putea face. În timp ce Samuel aducea o jertfă, armata filistenilor avansa spre ei. Apoi, în timp ce israeliții priveau cu uimire, deasupra soldaților filisteni a izbucnit brusc o furtună teribilă care a omorât mulți dintre aceștia și a derutat pe cei rămași în viață, punându-i pe fugă. Imediat, israeliții au luat săbile soldaților morți și i-au urmărit pe fugari. Victoria din acea zi a avut loc pe același câmp unde filistenii au capturat chivotul cu 20 de ani în urmă. De asemenea, prin această victorie, israeliții și-au recâștigat cetățile pe care
puseseră stăpânire filistenii. Câte multe binecuvântări le-a oferit Dumnezeu când au hotărât să-i se supună lui. Câte vreme Samuel a fost judecător peste Israel, filistenii nu i-au mai necășit. În fiecare an, Samuel se ducea în anumite cetăți unde judeca poporul, însă mereu se întorcea la casa lui din Rama. Pe Samuel îl interesa în mod special educarea copiilor și a tinerilor care urmau să devină conducători. Aplicație. Care sunt cele 4 lucruri pe care Samuel le-a cerut israeliților, astfel încât Dumnezeu se poată salva de vrășmașilor? Haideți să ascultăm versetul 3. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Poate Dumnezeu să ne ajute și pe noi când facem aceste lucruri? Samuel îmbătrânește. Samuel știa că o educație corectă îi va ajuta pe tinerii israeliți să-și construiască un caracter care îi va face nu doar cetățeni model, ci și conducători puternici și învățători înțelepți. Părinții trebuiau să fie primii învățători ai copiilor lor. Aceștia trebuiau să le explice cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, deoarece cunoașterea și înțelegerea lui și a legii lui Dumnezeu avea să-i ajute să-l iubească, să se încreadă în el și să se supună Domnului. De asemenea, îi ajuta să-și respecte părinții, să le fie supuși, să le fie de ajutor și să fie respectuoși cu alții. Indiferent dacă părinții lor erau bogați sau săraci, toți copiii trebuiau să fie învățați să muncească. Aceștia trebuiau să învețe să-și organizeze timpul și să ajute la sarcinile zilnice. În funcție de talentele lor, fiecare copil trebuia să învețe și o meserie folositoare ca să fie capabil să-și câștige existența și să nu depindă de alții. Moise scrisese instrucțiuni simple despre cum să ajute copiii să învețe și să-și amintească cele învățate. Copiii din casele bune memorau scrierile sacre, cântece și poezii. Samuel a început primele 2 școli speciale pentru a învăța aceste lucruri pe tineri. Acestea erau numite școlile profeților. Una se afla în Kiriat Yarim, unde se găsea și chivotul pe vremea aceea. Cealaltă se afla la Rama, unde locuia Samuel. Elevii de la aceste școli primeau cea mai bună educație, astfel încât să fie conducători puternici în slujba lui Dumnezeu. Dincolo de meseriile folositoare, elevii învățau istorie, muzică, literatură sacră și fascinantul subiect al științei despre natură. Dintre toți judecătorii care au fost peste Israel, Samuel a fost cel mai bun. De ce? Pentru că el știa că însuși Dumnezeu era împăratul Israelului, iar el a urmat cu grijă planul pentru guvernarea poporului. Acum îmbătrânea și cei doi fii ai lui au fost însărcinați să-l ajute la munca lui. Din versetul 3 aflăm însă niște informații foarte rele. Haideți să citim 1 Samuel, capitolul 8, cu versetele 1, 2 și 3. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Berșeba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Aplicație. Voi învățați să fiți activi de ajutor harnici și puri? De ce este important să primiți o educație bună și evlavioasă cât timp sunteți încă tineri? Fiți binecuvântați să alegeți să îi slujiți lui Dumnezeu studiind Biblia și formându-vă un caracter nobil și frumos. Domnul cu voi!